Așa, da, dragă, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu microfonul online. Suntem la clasa 4-a. Facem tema pentru a doua zi, da? Cu Ștefania și Raluca. Ramona. Da? Deci tema pentru a doua zi cu Ștefania și Ramona. Da, cu Ștefania și Ramona. Și începem cu Ștefania. Ok. Spune-a. Clasa 4. Prezintă 4 pe 7 din numărul băieților. Stop. Țin rar. Eu înțeleg greu. Bine. Deci? Fetele din clasa noastră prezintă 4 pe 7 din numărul băieților. Deci fetele egal 4 pe 7 din numărul băieților. Din băieți. Cu bună multă băieți. Câte fete și cât băieți sunt în clasă dacă fetele sunt cu 6 mai puțin? Fetele sunt cu 6 mai puțin. Bine. Deci, adică fetele sunt cu 6 mai puțin decât băieții. Da. La fete ar trebui să avem pe 6 ca să facă băieții. Da. Deci fetele plus 6 e ca la cât băieți atunci. Iată aceste două relații le-am scris eu după ce am citit problema. Deci, fetele reprezintă 4 șeptimi din numărul băieților. Și ele sunt cu 6 mai puțin decât băieții. Câte fete și câți băieți sunt în clasă? Băi, frumoasă e problema. Știți ce facem? Citim o dată de doar, că nu înțelegem bine. Deci, în clasă sunt băieți și fete, ca și în clasa voastră. Băieți și fete. Fetele sunt mai puține, cu 6. Adică la fete trebuie să mai pui 6 ca să egalăm numărul băieților. E bine? M-am gândit? Da. Da. Și ele reprezintă 4 șeptimi din numărul băieților. Adică dacă aș face un segment, l-aș împărți în 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ei, și-ar zice că ăsta este segmentul reprezintă băieții, atunci fetele, deci tot segmentul ăsta reprezintă băieții. Și fetele reprezintă doar 4 segmente de acestea, din 7. Deci 4 șeptimi din numărul băieților. Deci la fete aș trebui să iau 1, 2, 3, 4. Atât ar fi fetele. Fetele doar 4 șeptimi. Da? 4. Ele, băieții sunt 7 șeptimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și fetele doar 4 segmente. 4 șeptimi. Deci fetele egal cu 4 șeptimi. 4 șeptimi din numărul băieților. Am desenat eu așa. Și băieți, câte șeptime mai sunt încolo băieții? Câte șeptime? Una, două, trei. Pentru ca să ajung la 7 șeptimi, câte vreme aici am 4 șeptimi fete, de la 4 până la 7 mai sunt 3 segmente. Da? Deci, acestea aici așa, sunt băieții în plus. Și câți băieți sunt în plus? Câți sunt băieți în plus? 6. Deci, vedeți? 6 sunt aici băieți. Că partea asta a fost acoperită de fete. Băieții sunt încă mai mulți. 6. Adică cele 3 șeptimi, sunt egale cu 6 copii, 6 băieți. Oare poți să afli o singură șeptimi? Dacă 3 șeptimi
sunt șase băieți, o singură șeptime cât să fie? Putem să facem șase împărțit la trei. Sigur că da, trebuie să împărțim pe șase la trei, ca să vedem cât reprezintă o singură șeptime. Da? Și pe urmă, ca să aflăm toate șeptimile, ca să aflăm băieții toți, dacă știm cât reprezintă o șeptime, pe urmă, câte șeptimi sunt băieții? Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Deci, cât va reprezinta o singură șeptime? Dacă ăștia sunt șase, înseamnă că o singură șeptime, șase împărțit la, ai spus tu, la cât? La trei. La trei. Cât șase împărțit la trei? Șase împărțit la trei? Doi. Doi. Da? Că șase îl împărțim la trei. Și vine doi, doi, doi. Da? Și punem doi. Asta reprezintă o singură șeptime. Și toate acele șapte șeptimi câte o să fie? Doi, 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 doi. De câte ori doi? De șapte ori. De șapte ori. Șapte ori doi? 14. 14. Deci 14 sunt băieți. 14 sunt băieți și fete câte sunt? 4 pe 7 din 14. Adică, concret, dacă o singură șeptime reprezintă 2, cele 4 șeptimi? 8. 8. Deci nu e problemă. A fost greu? Nu. Unde a fost chestiunea de frumusețe a problemei? Hai să vedem. Ștefania, te rog să mă ajuți. Unde a fost ideea frumoasă la problema asta? Oare, pe tine unde te-a surprins în mod plăcut? Că erau mai puține fete. Deci că erau mai puține fete decât băieții și ce am făcut? La fete am pus șase. Da? Da. Și poate încă un moment frumos al problemei. Încă un moment frumos. Care merită de ținut de aici, ca tehnică de lucru, altă dată. Ramona, tu ce spui? Unde ți-a plăcut ție și să zicem așa, tu n-ai fi făcut așa, nu te-ai fi gândit la așa ceva. La faptul că a reprezentat băieții printr-un segment. Deci, aici mi se pare mie ideea frumoasă. Am reprezentat băieții toți printr-un segment. Am împărțit la șapte pentru că legătura între fete și băieți se face cu fracția 4 pe 7. Și de aceea am împărțit la șapte. Dacă s-ar fi făcut legătura 3 pe 10, 3 pe 10, aș fi împărțit la cât? La numărul băieților. La cât aș fi împărțit? La 10. Da? La 10. Dar așa dacă spune 4 pe 7, înseamnă că trebuie să împart numărul băieților la cât? La 7 și să iau 4 din ele ca să reprezint fetele. Că fetele spune că sunt 4 șeptimi din numărul băieților. Cred că aici e problema. Da? Deci aici e partea frumoasă a problemei. Cea mai tare. Că dacă nu te prinzi de reprezentare așa, nu ți este chiar la îndemână cum anume să faci o singură șeptime. Nu-ți dai seama că mai sunt băieți în plus câte segmente de stărnicuțe, câte mai sunt? 3 șeptimi și ei reprezintă 6 băieți în total, față de fete până aici. Față de fete până aici, băieții sunt 6 în plus, dar care reprezintă completarea segmentului de fapt a celor 3 șeptimi. Și ca să găsești o singură șeptime, am împărțit pe 6 la 3, ca să vedem cât reprezintă o singură șeptime. 2 băieți, o singură șeptime. Și am înmulțit cu 7, că băieții sunt în total, nu? Cât sunt 7 ori 2, 14 băieți. Iar la fete, din 14 scădem pe 6, dacă vreți, sau câte segmente de câte 2 sunt prinse? 4. 2, 2, 2, 2, 4, 2, 8. Da? Acum vreau să repet tu o dată, dar rog aș putea repete Ștefania exact. Da? Te rog să vorbești.
Unde ți-a plăcut cel mai mult, așa? Eu pun întrebarea. Când am aflat cât reprezintă un segment. Cât reprezintă un segment de cealaltă? O șeptime, da? O șeptime. Da. Iar pentru ca să facem legătura cu, cum se spune, cu partea asta vizuală, am reprezentat băieții printr-un segment pe care l-am împărțit în cât? În 7. Din ce motiv? În 7 și nu în 10? Pentru că ne spune că sunt 4 șeptimi. Da, din motivul ăsta, da? Am împărțit tot segmentul, pentru băieți am reprezentat tot un segment, l-am împărțit în 7 pentru că avem unitatea, fiindcă lucrăm cu șeptimi, da? Din motivul ăsta, fiindcă lucrăm cu șeptimi. Am împărțit în 7. Pentru fete am luat doar 4, că fetele sunt 4 șeptimi din numărul băieților. Deci din numărul băieților toți, nu știam noi câți o fi. Doar 4 șeptimi le ocupăm. Iar celelalte 3 rămân simple, neocupate de fete. Chiar spune problema că băieții sunt mai mulți decât fete cu 6. Înseamnă că acele 3 șeptimi le ocupă cei 6 copii. Cei 6 băieți. Și acum, gata, aici s-a prins problema. Aflăm repede cât reprezintă o singură șeptime, împărțim pe 6 la cât? La 3. La 3 și găsim 2 băieți. Și de acum, toate șeptimile sunt mai băieți. Nu? Și atunci câți băieți sunt? 7 ori 2, 14. Iar cât privește fetele, e foarte simplu, că ele se ocupă doar 4 șeptimi. Și atunci, o singură șeptime este 2. Și 2 ori 4, 8. Problema rezolvată. Te rog pe tine, Ștefania, să repetăm, înainte de a începe să scriem problema, să repetăm raționamentul. Da? Am reprezentat numărul băieților printr-un segment, iar din 7 bucăți. Da, printr-un segment, așa, printr-un segment. Asta era tot băieții. Și fiindcă avem aici nevoie de 4 șeptimi, deci lucrăm cu șeptimi, da. Fiindcă lucrăm cu șeptimi, înțelegem, să împărțim segmentul? Să împărțim segmentul în... Câte părți am împărțit? Câte 1. Nu, păi câte, tot așa, în câte părți am împărțit? Ia să le număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci fiindcă lucrăm cu șeptimi, da. Am împărțit în segmentul tot în 7, da? Și acum ne spune problema că fetele reprezintă câte șeptimi ocupă fetele din numărul băieților? 4 șeptimi. 4 șeptimi. Și atunci am marcat așa cele 4 șeptimi și am zis sunt fete aici. Și au mai rămas câte șeptimi neocupate de la fete încolo? 3. Dar acestea sunt, de fapt, băieții în plus. Băieții, da? Cele 3 șeptimi reprezintă băieții în plus. Și cât băieți sunt în plus, spune problema? 6. Și de ce am împărțit pe 6 la... 6 la... La cât îl împărțim? La 3. La 3. Ca să vedem câți îi revine unei șeptimi. Și să zicem câți îi revine? Îi revine unul? Păi vine 2 băieți, da? La 6 împărțit la 3 fac 2. Și acum, ca să aflăm toți băieții. Facem 7 ori 2 și ne dă 14. Corect. Și... Pentru a vedea fetele? Pentru a vedea pe fetele, facem 14 minus... Minus 6. 8. Sau mai putem face 2 ori 4. Că 2 ori șeptim ori 4, da? Da. Hai să redactăm. La fel cum am făcut și eu, scrieți voi exact așa. Deci, fetele, am zis 4 șeptimi din numărul băieților. Fete plus 6 egal cu băieții. Așa. Scrie și tu, Ramona, că vreau să fie și problema asta făcută. Că așa avem șanse să avem mai multe probleme. Iar... Deci băieții sunt... Fetele sunt 4 șeptimi. Reprezentăm băieții printr-un segment. Împărțim în 7, exact cum am procedat. Așa. Toți acei reprezintă băieții.
Așa, numai patru segmente le ocupă fetele. Da? Fetele. Înseamnă 4 septimi din numărul băieților. Și dedesubt la cele 3 septimi punem 6. Că sunt cei 6 băieți în plus față de numărul fetelor. Așa. Și acum începem. Ștefania, vorbește. Acum o să facem 6. Da, 6. Ca să ne dea când, da? 6 împărțit la... Împărțit la... 3. Da, la 3, da. 6 împărțit la 3 egal cu? Egal cu 2. Egal cu 2. Și spune, reprezintă 2. 2 reprezintă... Reprezintă numărul băieților de la o șeptime. De la o șeptime. Da. Reprezintă numărul băieților pentru o șeptime. Pentru unul o șeptime. Pentru 1 pe 7. Pentru 1 pe 7 din numărul lor. Da. Da. Acum o să facem 7 ori 2. Da. 7 înmulțit cu 2 este egal cu 14. Reprezintă numărul băieții în plus. Nu, numărul băieților, toți la un loc. Da? 7 ori 2 am completat segmentul. Că fiecare 2, 2, 2, 2 am aflat numărul băieților. Da. Deci prin 7 ori 2 egal cu 14 numărul băieților din clasă. Deci numărul băieților din clasă. Da. Acum o să facem 14 minus 6. 14 minus 6 egal cu 8. 8. Numărul fetelor. Fetelor. Din clasă, da? Și în clipa asta am rezolvat complet problema. Niște operații simple. Dar dacă aș fi spus așa, copii, împărțim din 6 la 3, egal cu 2. Și 7 ori fac 14. Și 14 minus 6 egal cu 8. Am rezolvat problema. Dar voi nu înțelegeați nimic. Da. Spune, zis, da, am dat și eu am făcut 3 operații, l-am scris acolo și nu am înțeles nimic. Dar dacă am făcut segmentul care se reprezintă băieții, da, l-am împărțit în 7, pentru că lucrăm cu șeptime aici. Da. Și 4 șeptime le-am ocupat cu fete. Au rămas 3 șeptimi. 3 șeptime acelea reprezintă băieții în plus, cei 6, aflăm, de-aia împărțim pe 6 la 3, ca să aflăm cât reprezintă o singură șeptime. Da. Și dacă o singură șeptime știu, de câte ori mulțesc? De 7 ori ca să află toate șeptimele, adică toți băieții în final, și până scădem și aflăm numărul fetelor. Da. Clar problema, nu? Da. Să vedem alta. Acum nu mai am probleme, am exerciții. Te rog. 3, trebuie comparați următoarele fracții. Ia să vedem. 3 comparați, să scriu și eu. Da. Comparați. Următoarele fracții. Următoarele fracții. 3 pe 5. 3 pe 5, le pun așa, da? Da. 3 pe 5 cu vecina sa. 4 pe 5. 4 pe 5. Și mai mare este 4 pe 5. Corect! Punem deodată așa. Da. Punem semnul ăsta 4, nu? Pe 5 e mai mare decât 3 pe 5, da? Apoi. 19 pe 19. Dar scrii și tu, da? Da. Da, se scrie. Deci 3 pe 5 e mai mic decât 4 pe 5. 19 pe 19, ai spus? Da. Cu cine? Cu 1 pe 4. Cu 1 pe 4. Cu 1 pe 4. Cum să fac eu aici? Ramona, mă ajuți? Putem să facem... Dar 19 cu cine este egal? Cu 1. Da. Nu o să ne spună autorul că cu 1 se facă, mă necăziți și mă pune cu 19 pe 19. Când 19 împărțit la 19, e 1. Da?
Deci unul. Deci de fapt el trebuia să fie drăguț, cum vrei să spune. Comparați pe cine cu adevărat? Unul cu vecinul său, unul pe patru. Da. Deci comparăm pe unul cu unul pe patru. Deci comparăm pe unul cu unul pe patru. Unul cu unul pe patru. Ei! Dar în loc de unul, putem pune unul pe unul, doi pe doi, trei pe trei, dacă e nevoie, da. Sau cel mai bine cât să punem? Pe patru, sigur că da. Deci în loc de unul punem frumos patru pe patru. Și acum vedem care e mai mare între 4 pe 4 și 1 pe 4. Care e mai mare? Mai mare este 4 pe 4. Asta era. Mai mare este asta. Este 4 de ăștia. Asta e comparație. Deci de aici am învățat. Că 19 prin 19 a fost păcăreală. Ca să ne streseze pe noi. Nu, trebuia să ne dea frumos 4 pe 4 sau 1 măcar. Era mai la îndemână. Zim. 99. 99. 105. 99 pe 105? Da. Cu cine? Cu 99. Da. Pe 101. Pe 101. Aici, mai mare este 99 pe 105. 99 pe 101. Mai mare este 99 pe 101. Pe 101, că împarți la mai puțin. Da? M-am încurcat pe scriam. Da. E clar, am înțeles ce spui tu. Când au aceeași numitori, ne uităm la numărător și cel mai mare dirijează, iar când au numitor diferit, dar numărătorul este același, atunci cine ne ajută? Ne uităm la cel care are numitorul mai mic, ăla e mai mare. Împărțim la mai puțin. Da? Deci, spune, cum spune semnul așa? Mai mare, da? E mai mare. Da, de acord. Alte... 802. 802. Pe 849. Pe 849. Și 487. Și 487. Pe 849. Pe 849. Aici, mai mare este 802 pe 849. Deci ăsta, prima, da? Foarte bine, că au același numitor, iar numărătorul mai mare dirigează. El e mai puternic. Mergem mai departe. Acum 100. 100. Pe 600. 100 pe 700. 600. 100 pe 600. 100 pe 600, da? Da. Și pe 600 n-am mai spus. Da. Cu 4 pe 6. Cu 4 pe 6. Iar mi-e greu. Mi-e greu aici, că n-au același numărător, n-au nici același numitor. Ramona, mă ajuți? Visăm. Dacă ar fi și jos 600, dacă ar avea Ștefania și jos ăsta la 600, ar fi o treabă. Dar are pe 6. Cu cât să mulțim și sus și jos, ca să ajungem la 600. Cu 100. Cu 100! Deci amplificăm pe asta cu 100. Adică mulțim și numărătorul și numitorul cu 100. Și vor deveni. Echipa nouă va fi așa. 100 pe 600. Cu vecina sa. Cât este acum? Dacă 400. 400. Pe 600. Supra 600. Și care e mai mare? Mai mare este 400 pe 600. Exact. 400 pe 600. Deci ați văzut poanta. Deci dacă nu au și nu suntem noi așa speriați de greșit. Și spunem, stai că ajung eu la tine. Ajung eu să pot să te compar pentru că înmulțesc și sus și jos cu gândul să am același viitor. Dacă 100. Altă... 24. 24. Pe 366. 366. Cu 4 pe 61.
Cu 4 fete, 61. Deci 24 pe 366 cu 4 pe 61. Îl amplificăm pe 4 pe 61 cu 6 și ne dau numărătorii la fel. Numitorii ne dau. A, și numărătorii. Foarte bine. Dacă amplificăm cu 4, te gândi la 24. Da. 4 ori cât se apropie din numărător? Hai să vedem. Perfect. Și acum, deci noua echipă e așa. 24 pe 366 cu vecinul, 4 ori 4, 20. Nu cu 6, cu 6 zis tu. Da, cu 6. 6 ori 4, 24. Și jos e 6 ori 1, 6. 6 ori 6, 36. Culmea, am ajuns chiar la același răspuns. Deci care e mai mare? Mai mare este 24 pe 36. Sunt egale. Sunt egale! Sunt egale! Am scris eu 6. Am înțeles. Deci, e limpede. Sunt egale. Da. Alte două fracții. Asta l-am terminat. Bun, alte chestiuni. Așa. 3. Aflați-l pe X din relațiile. Aha. Deci aflați pe X din relațiile. Aflați pe X din relațiile. X plus X plus X plus 5 pe 9 5 supra 9 egal cu 8 pe 9 egal cu 8 pe 9 X egal cu deci rezolvă că X este egal cu X este egal cu 8 pe 9 da, 8 noi minus 5 pe 9 5 pe 9 și egal mai departe cu X egal cu 3 pe 9 cu 3 pe 9, perfect 3 pe 9 și am terminat, altul așa X minus minus 13 pe 17 13 pe 17 egal cu 4 pe 17 cu 4 supra 17 deci egal cu 4 supra 17 X egal rezultă că X egal cu 13 pe 17 13 pe 17 minus 4 pe 7 atenție! Plus. A, plus, că ai o scădere, da, ai rezultatul. Deci, da. Plus. Plus. 4 pe 17. Și egal mai departe cu? X egal cu 17 pe 17. 17 pe 17, care face cât? Face 1. 1. Terminat. Alte chestii. 10 pe 30. 10 pe 30. Minus X. Minus X egal cu? Egal cu 1 pe 6. 1 pe 6, da? Da. Și atunci X de aici este egal cu? Rezultă că X egal cu? Putem să amplific. Ca să fie și 1 pe 6, nu? Adus cu... Da. Cu cât să mulțim și sus și jos? Cu 5, perfect. Cu 5 o să înmulțim și sus și jos. Și scriem încă o dată exercițiul, da? Da. 10 pe 30. 10 pe 30 minus x egal cu 1 pe 6. Nu, cum ai zis? 5 pe 5 e mai mare, da? 5 ori 5 supra 5 supra 30, da? Da. Și acum, cum aflăm pe X? Deci, am înțeles. Așa.
Acum facem x egal cu 10 pe 30. Da. Minus 5 pe 30. Minus 5 pe 30. Foarte bine. Deci, ca să aflăm scăzătorul, știind operația, știu și rezultatul scăderii și descăzutul, din descăzut scădem rezultatul și intră x-ul, da? Da. Și x-ul ne dă 5 pe 30. Iar 5 pe 30, dacă împărțim prin 5, va face? 6. 1 pe 6. 1 pe 6. 1 pe 6. Deci asta este x-ul. Apoi. Așa. Următorul. 12 pe 48. 12 pe 48. Plus x. Plus x. Egal cu 1. Egal cu 1. Rezultă de aici că x va fi egal cu... Hai să scriu cine este egal x-ul și primul vedem ce facem cu 1 ăsta. Deci am adunarea două numere, atâta este. Și ca să aflăm un termen, unul din membrii adunării, scădem din rezultat pe celălalt. Deci x va fi egal cu... x egal cu... 1. 1. Minus... Minus... 12 supra... 12 pe 48. Și visăm, dacă și acolo la 1 aș avea ceva la numitor cu 48, ce bine o să fie. Cum să-l scrie pe 1? Transformăm 48 pe 48. Asta! În loc de 1 zice 48 pe 48, ca să putem face scăderea. Deci egal cu 48 supra 48, minus 12 supra 48, și este egal ca rezultat final. Cât este? 48 minus 12? 36. Așa, e egal cu 36. Pe 48, nu? Da. Și dacă mai putem simplifica prin ceva, mai simplificăm. Pe cât am mai putea simplifica fracția asta? O putem simplifica prin 4. Prin 4, că 36 se împarte la 4 și 48. Deci simplificăm prin 4 și vine. Cât vine sus? 36 împărțit la 4 este egal cu 9 pe 12. Pe 12. Mai poate fi simplificată? Că 4 în 4 merge odată, 4 în 8 de 2 ori, da? Deci 9 pe 12. 9 pe 12 mai poate fi simplificată? Nu, că nu se împarte 4 la 9. Dar la altceva poate. Găsim un număr care se împarte pe amândouă. Deci căutăm un număr la care se împarte amândouă. Să se împarte amândouă. Simplifica cu 3. Cu 3! Cu 3! Sigur că da! Și ne dă 3 pe... 9 împărțit la 3, deci 3. Și 12 împărțit la 3, 4. Mai poate fi simplificată? Nu. Nu. Deci deodată, atât a rămas. 3 pe 4. Băi, și nu ne-am prins, mergea deodată prin 12. Că 4 ori 3, 12. Dar nu am putut să vedem noi chiar 12 deodată. A fost destul de dificil. Dar bine că am văzut prin 4, pe urmă și 3. Și așa facem și le aducem în momentul ăsta că nu se mai poate simplifica. Da? Alte chestiuni. X minus. Cât? X minus? Da. X minus. 51 pe 102. Pe 102, da. Egal cu 1. Egal cu 1. E o scădere, nu? Și trebuie să aflăm de scăzut aici. Da. Deci de aici rezultă că x egal cu... x egal cu... 1 minus... Ia 1 plus. 1 plus. 1 e plus. Scădere, da? Da. X egal cu 1 plus... 51 pe 102. 51 pe 102. Și egal mai departe cu... orice triste... 1 ăla și 1 pot descurca. Transformăm în... Așa, 51. 51. Dar nu-mi place. Că la numitor trebuie să fie la fel. Deci în ce să-l transformăm?
Cum să scriu de unul? Nu 51 pe 51, că nu-mi place. Să scriem ca fiind 102. 102 pe 102. Asta că eu vreau la monitor să fie 102. Deci egal cu 102 supra 102 plus 51 supra 102. Și egal mai departe cu 153 pe 102. Ia să vedem dacă se mai poate simplifica prin ceva. Că nu vreau să o las așa. 153 prin 102. 102. Caut un număr care să se împarte exact la unul și la altul, nu? Putem să simplificăm cu 3. Cu 3. Hai să încercăm. Poate merge. Dar prin 2 nu. Că nu-s cu soț aici, nu-s par. Dacă ar fost și sus 2, 4, 6, 8, mergeam prin 2. Dar așa aici e, nu știu cât. Se vede, încercăm prin 3. Prin 3, egal cu. 51. 3 în 15. De 3 5 din 5 ori, că 5 ori 3 fac 15, 5 ori. 3 în 3, o dată. 51 pe 34. 34. 51 pe 34. Și alte exercițiu. Dar 51 pe 34 mai poate fi simplificat? Fiecare. 34 e 2 ori 17. Dar 51 nu se mai poate împărți la 2. Dar prin 17 oare. 51 prin 17. Merge de 3 ori? 3 ori la 3, 2 ori 7, 14. Da, merge. Deci o putem scrie așa. Simplificăm totul prin 17. Ia să vedem. 51 se vede dacă se împarte la 17. Ștefania, te rog să mă urmărești. 51 plus se face împărțit la 17. Merge de ca 1 în 5. Merge de 5 ori, e cam mult. De 4 ori. 4 ori. Ia să încercăm de 4. Din 4. 4 ori 7. 28, 8 și 2, 4 ori 4 și 26, de depășit. Nu, era 3. De 3 ori, da? De 3. De 3 ori merge. 3 ori 7, 21, 3 ori 1, 3 și cu 2, 5. Numai bine. Da. Deci, dacă împărțim la 17, aici rămâne 3, și aici 34 împărțit la 17, de 2 ori. Da. Iată că e 3 pe 2 și nu se mai poate simplifica. Așa rămâne, nu-i mai putea face nimic. Hai să vedem un alt. X. Da. X pe 8. X supra 8. X supra 8? Da. Așa. Minus? Din. X pe 8, din. Din. 480. Din 480. Egal. Egal cu? Egal cu 300. Cu 300. Pentru că X cu cine e egal, nu? Asta mă întreb. Nu putem face 480 împărțit la 8? Da, ca să aflăm o singură optime, da? Da. Deci împărțim prin 480 la 8, ca să aflăm o optime. Și pe urmă, ori x, optimea aceea ori x, egal cu 300. Asta era. Cred că așa. Da. Deci, x egal. Deodată? A, nu. 480. Asta e 480 împărțit la? Împărțit la 8. La 8, egal cu? Ori x. Ori x, da? Ori da. X. Egal cu 300, nu? Asta la 300. Egal. Am aranjat-o într-un mod ca un exercițiu care ne compuneam noi, știți bine, nu? Da. Deci 480 împărțit la 8, ori x egal cu 300. Și 480 împărțit la 8 devine? 60. 60. 48 împărțit la 8 fac 60. 6 și 0, 60. Ori x. 60 ori x egal cu 300. X egal da. Cu 300 împărțit la 600.
60. 300 împărțit la 60. X egal cu... Ca 6 în 30. 6 în 30. 6 ori cât să facă 30? Ori 5. 5. Nu? Da. 6 ori 30. 6 ori 5, 30. 5. Și 0, 0, deci 5. Da. X egal cu 5. Și am răspuns la... altul. Asta e tema. Asta e tema ta. Gata, am făcut-o. Plecăm și la... Hai să fim atenți de ce probleme are ea. Ai 6 probleme, nu? Da. Oh, ce-mi faci, bă? Dar nu plecăm de aici până nu terminăm. Nu plecăm până nu terminăm, asta e sigur. Citește o problemă în timp ce șterg o tabla ca să ne gândim la ea. Cum zice problema? Ia să arăt. Câte pagini are cartea Ioanei dacă ea observă că mai are de citit 70 de pagini după ce a parcurs 2 pe 7 din carte? Mai, mai, mai. Ia citește mai larg ca să înțeleg, că nu înțeleg. Câte pagini are cartea Ioanei dacă ea observă că mai are de citit 70 de pagini după ce a parcurs 2 pe 7 din carte? Eu cred că putem face 2 pe 7 din 70. 2 pe 7 din 70. Mai citești vreodată că tot n-am înțeles. Câte pagini are cartea Ioanei dacă ea observă că mai are de citit 70 de pagini după ce a parcurs 2 pe 7 din carte? 2 pe 7 din carte? Nu din 70. Deci 2 pe 7 din X egal cu 70. Asta ar fi. Deci 2 pe 7... 2 pe 7 din X egal cu 70. Egal cu 70. Și cum facem? După ce am scris asta. Deci notăm cu X, așa trebuie să spunem. Notăm cu X numărul de pagini ale cărții. Așa trebuie să scriem. Deci notăm cu X. N-ai vrut să ne spui tot în fără. Notăm cu X numărul de pagini ale cărții. Și reprezentăm printr-un segment. Da? Reprezentăm printr-un segment, ca să înțelegem noi și mai bine. Și acum, observ, fiindcă vorbim de șef. Asta e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și, deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și am parcurs 2 pe 7, adică luăm două segmente. Adică atât am parcurs ea. Atât. Da? Și câte au mai rămas? Câte au mai rămas? Câte șeptime? Eu mai rămas 6. 5. 5 șeptime au rămas, da? 5. 5 șeptime. 2 șeptime a consumat. După ce a parcurs 2 șeptime, sigur că mai rămas 5 șeptime. Și aceste 5 șeptimi cât reprezintă? 5 șeptimi cât reprezintă? Ei reprezintă tocmai 70 de pagini. Nu? Astea sunt 70 de pagini. 70 pagini. 70. Și cât acum ar trebui să gândim? Să aflăm o șeptime. Dacă 5 șeptimi le știm, o singură șeptime... 70 împărțit la 7 ori 5. Deci... 70 împărțit la... 7 ori 5. La 7... Nu. Cred că 70 împărțit la 5. Ca să, dacă este, sunt 5 șeptimi, una... Dacă să afli un singur segment, unul singur, nu trebuie să împarți la 5? Pe 70? Ba da. Așa este, da? Deci 70 îl împărțim la 5 și face cât? 5 în 7. Merge odată. Da. 5 în 20. 20 merge de 4 ori. 4 ori reprezintă egal o șeptime. Da? O singură șeptime. 14 pagini are o singură șeptime. Asta, aici. Și ca să văd toate
segment... Facem 14 ori 7. 14 ori 7. 14 ori 7 egal cu... Egal cu 98. 98 pagini. Atâția pagini are carte. Și a scris astăzi foarte bine, Situ Ștefan a scris așa, 2 din x egal cu 70. Și de aici rezultă că x egal cu... Cum facem aici? Ca să vedem x-ul. X egal cu 70. Cum bine? Cum facem noi? Am uitat. X împărțit la 7 ori 2. X împărțit la 7 ori 2 egal cu 70. Da. X împărțit la 7 ori 2 egal cu 70. Egal cu 70. Asta ar fi relația asta de aici, nu? Și acum îl trecem pe 2 după egal. Cum facem? Îl trecem pe 2 după egal cu împărțit. Adică facem 70 împărțit la 2. 70 împărțit la 2. Ne imaginăm că x împărțit la 7 este un termen al înmulțirii. Așa. Și ca să-l aflăm pe ăsta, pe 70 împărțim la 2, nu? Da. Bun. Și cât avem aici? X. X împărțit la 7 egal... Nu, x egal cu 7... Nu. X împărțit la 7 egal cu 70 împărțit la 2. X împărțit la 7 egal cu 70 împărțit la 2, nu? Da, da. 70 împărțit la 2 știm cât faci, 35. Da. Și acum, x împărțit la 7 egal cu 35. Și ca să găsim pe x de aici? Hai să 35 împărțit la 7 și egal cu 5. Și x ar fi... Nu, îl mulțim. Mulțim? X egal cu 35 ori 7 și face 7 ori 5, 35. 7 ori 3, 21. Și cu 3, 24. 24. Aoleu, 245 și nu ne-a dat 98. Am greșit undeva. Păi răspunsul e numai unul singur, nu-s două răspunsuri. Când facem prin două metode, trebuie să dea acel răspuns. Oare am greșit aici? Hai să mai citim încă o dată problema. Asta e problema, chestiunea. Citește încă o dată. Câte pagini are cartea Ioanei dacă ea observă că mai are de citit 70 de pagini după ce a parcurs 2 pe 7 din carte? 2 șeptimuri a parcurs și mai are de citit 70 de pagini. Și înseamnă că mai are câte șeptimi dacă a parcurs 2 șeptimi? Mai are 5 șeptimi. Da. Și 5 șeptimi egal cu 70. Și ca să avem o singură șeptime, împărțim la 5. La 5. E logic, e bine ce faci mai, nu? La 5. Și ne-a dat 14 și ca să aflăm tot, tot lungimea secundului, mulțim cu 7. Și 14 ori 7 e bun. E bun aici. Undeva ai greșit. Nu se poate. Hai să vedem aici. Am zis 27 din X egal cu 70. E bine așa? Poate aici e greșeală. Că nu două șeptimi, nu două șeptimi din x egal 70, ci ce-o mai rămas? Adică trebuia să-ți spunem 5 șeptimi. 7 pe 7 minus 2 pe 7. 5 șeptimi. Da. Da? Deci 5 șeptimi din x egal cu 70. Aici am greșit, spunem. Aici scrie. Am greșit. Am greșit. Oh, neatenți am fost. Deci nu două șeptimi din X. Da, eu asta mă uitam acolo atent, că știam că trebuia 5. Acum mi-am dat seama. 5 șeptimi. Că 5 șeptimi au rămas. Da. Da? Din 7 pe 7 am scăzut pe cele două șeptimi. Și au rămas 5 șeptimi, ca în segmente, vedeți? Deci 5 șeptimi din X. Deci 5 șeptimi, asta era... Să nu mai greșim. Gata, promitem că nu mai greșim. Dar lăsăm greșeala să o vadă toți. Să o vadă toți că am greșit. Așa.
Așa. Zice, 5 șeptimi din X egal cu 70. Cele 5 șeptimi egal cu 70. Da? Cele 5 șeptimi egal cu 70. Și atunci zicem, ca și mai înainte, cum facem aici? Voi ați spus. X împărțit la 7 ori 5 egal cu 70. X împărțit la 7 ori 5 egal cu 70. Închipuim-mă cum ai spus tu că ăsta ar fi un membru al mulțirii. Și atunci un membru al mulțirii, ca să-l aflăm, împărțim pe 70 la 5. Și de aici rezultă că X împărțit la 7, da, este egal cu 70 împărțit la 5. Și egal cu cât? 70 împărțit la 5, face 14, nu? Și acum avem X împărțit la 7, egal cu 14. Că numai X-ul simplu va fi de împărțit, este egal cu 14 ori 7. X egal cu 14, înmulțit cu 7. Egal cu 90. Așa. Și acum? 90. 90 cât? 8. 98, am spus că da, 98. Victorie, am reușit. Dar promite să nu mai greșim. Da, ne-am păcălit acolo. Bun, mergem mai departe. Alte probleme. Până la destinație, un motociclist mai are de parcurs 49 de km. Ce lungime are drumul dacă el a mers 5 pe 12 din lungimea acestuia? Citește-mă egal, chiar n-am înțeles. Până la destinație, un motociclist mai are de parcurs 49 de km. Deci el are un drum de făcut așa, reprezentă printr-un segment. Mie îmi place cu segmente tot timpul. Să prinde o bine problemă. Deci facem un segment care se înțeleg lungimea cui. Deci 52 de minute. Hai să oprim și să pornim din nou.